Proiectul legii privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator, propus de experții Ministerului Sănătății, a primit undă verde din partea Guvernului. Legea conturează cadrul juridic al activităților necesare pentru realizarea reproducerii umane asistate cu terț donator. Actul normativ face referire la dreptul la reproducere, sănătatea reproducerii umane, tehnologiile de asistență medicală a reproducerii umane, noțiunea de donator terț, accesul la reproducerea umană asistată medical cu terț donator, infertilitate, fertilizare in vitro, inseminare artificială și donarea de material reproductiv. De asemenea, legea cuprinde prevederi referitoare la unitățile sanitare în care se efectuează tehnicile și procedurile de reproducere umană asistată, dar și la personalul care realizează în practică această procedură. Conform actului normativ avizat de executiv, activitatea de reproducere umană asistată medical cu terț donator va fi organizată și controlată de Ministerul Sănătății, care este autoritatea responsabilă în domeniu. Supravegherea și coordonarea activităților de reproducere se va face de către Agenția Națională de Transplant. Vor putea recurge la reproducerea umană asistată medical cu terț donator părinții care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții care vor fi stabilite prin ordin de ministru. Accesul la reproducerea umană asistată medical va fi permis părinților care suferă de sterilitate ce nu poate fi tratată prin nicio metodă terapeutică clasică sau intervenție chirurgicală, în special în cazul incompatibilității imunologice a existenței unei imposibilități de contact între cele două celule germinative sau a sterilității din cauze necunoscute. Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terț donator vor fi cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro și inseminare artificială. Criteriile medicale de selecție a terțului donator vor fi aprobate de asemenea prin ordin de ministru. Actul donării este gratuit, dar identitatea terțului donator este confidențială. Legea privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator va produce efecte după ce va fi aprobată și de reprezentanții Parlamentului.